Salut bă, șacalor, ce faceți, fraților? Nu știu, bă, m-am gândit să filmez eu așa, nu știu, câteva lucruri pe care le regret. Exact 5, sau vor fi mai multe, dar 5 mi le amintesc. Ei se zice în viață că nu e bine să regreți, că nu e ok, știi? Frate, eu nu le regret așa la modul și să nu mai pot, că vai că am făcut asta, că nu știu ce. Sunt la stadiu în care doar zic că le regret sau le-am regretat în trecut, acum, mă rog. Primul lucru pe care l-am regretat cel mai tare e că am avut părul lung. Pun o poză aici să vezi cum arătam și tu poți să oprești video să te uite și nu trebuie să faci asta. Totuși, eu concepu pe la mijlocul clasei a 4-a, dacă nu mă înșel, o să las o poză aici dacă cumva găsesc. Efectiv, scurt aici și ești bretonul care în loc să vină gen normal așa sau cum îl purtau sau în sus sau așa, mie îmi venea așa, frate, venea așa. Știi că mă linsese o vacă și da, mă lins pe două păr și s-a dus așa părul, știi, singur, că n-o găsi cărare pe aici. Și intre a 5-a, tot mai aveam eu, dar mă tundeau părinții că nu era ok, că mă rog, tot am încercat să mi-l las, între a 6-a am tot încercat și între a 7-a am ajuns la final, frate. Dacă în poză se vede, dar știu că la spate l-aveam undeva până pe la omoplat, frate, l-aveam până după gât oricum, aici la omer, nu știu de ce am făcut asta. Mai tare mă doare că nu mă lăsăm, că nu m-a dus mintea să-l las gen așa pe tot, nu, frate. Eu aici mi-am lăsat bretonul care era un pic aici și restul gen aici și aici se încovoia, se făcea crez normal. Era ok dacă mi-l lăsam tot părul la fel, bă, și când mi-l dădeam așa pe spate, mai prindeam în coadă, dar nu, frate. Era atunci Vulture Flash-ul, frate, eram în alt stadiu. Eram forță rău, ce să mai nu mai. Acum l-am prins și e mult mai bine decât să-l mai am pe părți, cum l-aveam și înainte, mă rog. Al doilea lucru pe care îl regret cu toată inima e că am vrut păr pe picioare. Deci nu o să uităm viața mea cum mergeam, frate, efectiv. Am în mașină, tata, mama, eu, gen la mijloc. Am într-un spre practic, iar frate, și m-am pus gen așa, gen cum în scaunele, așa, m-am dus mai în față și cu o voce suavă am întrebat: când o să am și eu păr pe picioare? Rog, și tata răspunseze că lasă că o să ai destul și o să vezi și nu o să dorești. Și a avut dreptate, frate, a avut dreptate. Încă n-am cunoscut persoane sau, mă rog, n-am avut încă prieteni care să mă întreacă la mărar, știi? Sunt încă în căutare. Dacă este cineva care chiar poate să-mi dobare recordul, vă rog, o poză pe Facebook, nicio problemă. Îmi facem cei mai tari, cei mai buni prieteni. Hashtag fraz de mărar, mă înțelegi? Da, mă rog. Al treilea lucru pe care îl regret și nu știu de ce am vrut asta, frate, eu voiam să fiu slab. Omule, la modul îmi plăcea, ziceam, boi, frate, ce slab, ce șmecher sunt. Asta tot printre a 6-a, 7-a, nu cred că a 8-a, nu, ceva de genul. Mă consideram forță mondială, mă, nu că, bă, eram terminat de foame, mă, nu, mie îmi plăcea să fiu slab. Era forță, știi? Până aproape anul trecut, când s-o schimba treaba, am zis că nu mai pot, frate. Vrei să vezi o poză cu mine cum era acum un an? Ia de aici, ia de acolo. Mă, cred că o să o pun pe acolo, mă rog. Mă rog, nu știu ce era în capul meu, consideram că, băi, ok, cu de-alea, că așa îmi plăcea mie, nu știu, eram tâmpit rău, ce să mai... Nu că-mi doresc să fiu gen gras, bă, dar nu, frate, să se vadă o leagă, o chestie, dar nu băți, frate, nu așa nu vreau. Eram terminat, mă, ce să mai... Mă rog, gata, am terminat cu asta. Al patrulea lucru pe care îl regret, dar nu așa de mult, dar tot îl regret, e că nu-mi dădeam mustață jos. Ce mult. Da, toți ceilalți colegi ai mei obișnuiau să facă asta, era ok, era fain. Eu nu, frate. Să ceară de fecior, frate, chiar nu înțelegeam. Bine, voiam să mi-o mai dau jos, dar nu m-a lăsat tata, mă rog. Acum e forță. Adică nu-i forță cum sunt, e forță, e că nu am, știi, e tare. Dar mă doare, frate, că până într-a 8-a am stat așa, fără, eram neatins, mă înțelegi? Abia pe la liceu, prin clasa noua, undeva pe acolo, mai spre la jumate, am început să... Pa. Da, am avut o viață complicată, rău, nu? Ultimul lucru pe care regret, sau mă rog, pe care mi-l amintesc că regret sau pe care l-am regretat, e că îmi plăceau hainele largi. Deci nu mă înțeleg nici acum ce era în capul meu. Eram o ramură, eram o creangă, o crengu. Cam așa eram. Eram un băț, o ramură, o crenguță, eram cum vrei tu. Am gangsta, cu tricou de ăsta larg, cu pantalon larg, cu știi, cu de-aia. Mă gândesc, bă, eram așa de micuț și aveam hainele alea largi și, bă, nu înțelegeam, frate. Și-mi plăceau, frate. Tricou cu mânecă până aici, tati, să fiu tataie de la Beauty Mafia, mă înțeleg. Era vârsta, nu știu ce naiba, eram prăjit, eram terminat rău pe viață, nu înțeleg. Poate doar voiam să-mi ascund slăbiciunea, dacă... Cam astea au fost lucrurile pe care le regret, mă rog, regret la figurat. Au trecut, e bine acum, peste 5 ani o să regret altele, mă rog, îți dai seama. Poate peste 5 ani o să mă văd cum filmam vlogul ăsta și mi-o zic, bă, ce față determinat aveam, de ce făceam vlog, de ce mi-arătam fața la cameră. Facem video peste 5 ani cu ce o să regret, nu-i problemă. Da, nu uitați de un follow pe Instagram, un like, o treabă și dai un comentariu cu ce regreți tu cel mai mult, frate, chiar sunt curios. Am pupat, bă, șacalilor, aveți grijă de mamele voastre, o să-ți din două zile și ne vedem. Pa, bă! Ca poate să plece cam 10 sticle la rece, gata să alunece, să ne...